ciocuri pe jos în care mi-a spart ceasul, băi! Ce-a fost asta? Băi, nene, s-a auzit plici! Yo, dragi prieteni, vă salut! Mircea Pavel, a.k.a. Jep, care este numele meu? Cunoașteți prea bine deja pe canalul CSC eSports. Mergem la meciurile Rapidului și nu numai ale Rapidului, dar și ale echipei naționale, pentru că despre asta este vorba. Iubim fotbalul și mergem să vedem în seara asta un meci cu CFR Cluj. Meci foarte, foarte greu. Dacă îi batem pe CFR Cluj, îi înțepăm acolo în coastă la locul al doilea. Așa că, dragi prieteni, urmăriți mai departe acest material, pentru că sunt sigur că o să iasă nebunie pe Giulești. Este sold out. Hai să mergem la stadion, dar nu uitați înainte, dacă chiar vă place ceea ce fac eu, un like și un subscribe m-ar ajuta enorm, enorm și ar crește și mai mult această comunitate de rapidiști și nu numai, de suporteri ai fotbalului, pentru că despre asta este vorba în general. Așa că, hai să mergem la stadion cât putem de repede, pentru că deja este destul de târziu. Ha, am ajuns la stadion. Hai să vedem cum se simte atmosfera cu o oră înaintea începerii meciului. O să strângă lumea imediat pentru că este sold out, stați liniștiți. Deocamdată atmosferă cinescu așa pe stadion. Stadionul nostru, băi, nu știu, poate sunt subiectiv, dar pare cel mai frumos din țară. Și mă uit la oamenii de aici, din tribune, au așa o... Sunt de o calitate aparte, dar bine, încă o dată, poate sunt subiectiv. Așteptăm să înceapă meciul, un meci foarte greu cu CFR Cluj. Eu zic 3-1 pentru Rapid. Sper să ne bucurăm la final și să vedem Rapidul jucând fotbal așa cum a jucat în ultimele etape. Să zicem poate mai greu la Oțelul, la Galați, dar acolo știți foarte bine că toate echipele au meci greu. Așa că să sperăm că îi batem pe CFR și urcăm pe poziția a doua. Poate nu imediat, dar următoarea etapă să-i depășim. Hai, Rapidu! Au intrat băieții noștri pe teren! Hai, Căpriori! Am ieșit un pic pe hol, că e super cald acolo, e atmosfera încinsă. Hai să mă iau un pic de aer. Băi, fraților, nu mai pot, am emoții mari de tot. O să fie un meci foarte, foarte greu. Și deja am văzut și pe aia de la CFR la încălzire, așa. Dar tot noi trebuie să batem în seara asta. Așa că, fraților, ce zici, mă? Ce regie proastă! Eram pe Marius și Mudica Junior, îl știți deja. Ce zici, mă, tată? Salut tuturor! Nu cred că tot în seara de astăzi și... Da! Zi un rezultat! Golul, nu? Zi un rezultat, eu am zis 2-0. N-ai voie să zici ca mine. Bine, eu zic 2-1 pentru Rapid. Nu, cred că zice și eu zic 2-0. Ce face taică tu? Cum mergi acolo? E bine, au câștigat acum 2-0. Are un meci bine, greu de pasare. Da, nu. Cu cine? Cu Samsung. Meci greu cu Samsung. Sunt promovați și... Da. Băi, frate, a portat noroc că stai pe tine am după din amă data asta. Acum port eu. Și acum, da. Deci fii atent, cu Șumutică aici la stadion, trebuie să batem. Cine o să dea gol de la noi, așa? Eu zic Bang Boy, un gol. Auzi, mă? Da. Și un gol eu cred că o să-l dea Teo. Teo Hernandez, îmi vrea să rând de la Milan. Băi, ia zi, ai jucat FC24 ăsta, nu? Cum ți se pare? Deci dacă nu știți, băiatul lui Șumudică e jucător de FIFA, mă rog, FC24, cum se numește acum. Zi, cum e? Toate jocurile la început au anumite
plusuri și minusuri. Dar mi se pare foarte, foarte greu, pentru că e pe viteză, pe joc. E greu să te apere, e greu să fii mult. Cât te faci la weekend, Lick, zi? Cât te fii că wow. Vezi? Da, mă, du-te, da, mă, ce? La primul weekend, Lick? Mai întors timp. Te-ai uitat la finala cu... La finala de la Las Vegas Open Cup, pe care am organizat-o. Cum ți s-a părut finala? Cea mai tare. Cea mai tare. Cea mai tare finală. Și voi stați cu ochii pe canalul de TikTok al CSC eSports, pentru că veți vedea acolo niște meciuri nebune, în special finala mare de la Las Vegas Open Cup, în care o să vedeți cea mai mare nebunie, cel mai mare carusel de emoții. Înainte de a intra așa în meci așa cu CFR-ul, ține și tu ceva așa din sufletul tău, da? Așa, pentru toată suflarea rapidistă, dar și pentru mine, așa, ia să vedem ce... Pentru tine sau pentru suflarea rapidistă? Și, ia. Dar vezi să nu zici cu înjurături ca aia, că te cenzurez după aia la montaj. Zi. Bă, cel mai mult îmi doresc să intre în primul rând în play-off și după aceea să le pună problemul ăsta. Asta e cel mai important pentru noi și tot timpul acolo. Vezi că avem de două ori cu Steaua, avem cu CSA și cu FCSB. Da. Păi bun, ce vrei? Asta e cel mai important. Să ne batem acolo. Să ne punem probleme și să nu iasă acolo. Dacă noi nu putem. Da. Cam așa ceva. Să câștige rapid campionatul. Sau dacă nu, o clasare pe primele trei poziții. L-am avut pe Marius Șumudică Junior alături de mine. Mergem să vedem rapid CFR. Batem 2-0. Haide, mă! Hai să vedem! Bravo, bravo! Hai, Bancoie! Hai! Penalti! Ce penalti, băi! Hai, minutul 3! Penalti! Hai la finale! Hai la finale! Hai la finale! Ale, ale!
bine, bine! Cu emoții un pic așa, dar ce mai contează? Avocatul, asta contează! Atenție, 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 băieți, atenție! Fără faul, fără faul! Atenție, bravo! No, no, bravo! Bravo, 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 băi! Vine Muriciul aici, de ce se tipa la Fox Stadion? Da, da, deci așa ceva... Nu se mai aude nimic decât galeria care cântă Fox Stadion. Atenție la centrări, că ăștia sunt înalți! No! No! Asta ziceam, atenție la centrări! Centrările sunt arma preferată a celor de la centrări, dar nu-i nimic, nu-i nimic! Meci încins, 1-1, mergem mai departe! Hai băieți, du-te, Sean! Du-te, 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 du-te! Du-te! Haide, tata, haide, tata, hai! Bravo, bravo, bravo! Oh. Hai, nu-i nimic, nu-i nimic, nu-i nimic! Haide, tata! O centrare bună, bravo! Băi, a spart ceasul! Băi! Are ciocuri pe jos în care eu i-a spart ceasul, băi! Ce-a fost asta? Băi, nene, s-a auzit plici! Nu se analizează, băi! Hai, 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 hai! Bravo, Petrila! Du-te, Ioniță, du-te! Du-te, Ioniță! Și... Hai, mă, că suntem pe ei! Băi, bine că suntem pe ei! Hai! Fază cam nasoală, a intrat cam urât la jucătorul nostru, dar i-a dat doar galben. Mie mi s-a părut cam portocaliu cartonașul ăsta, poate totuși se analizează la VAR. Oh, nu-i nimic, nu-i... Atenție, atenție! Oh! Oh! Cum a fost offside, dar... Nasol! Bravo, bravo, bravo! No! Haide, bă! Ce ți-a făcut, băi, bulangile? Albule, tu! Bravo, Moldo! Fazele fixe, Bodo scosese prima fază, dar după aia s-a deviat tot la ei. Hai! 2-1. Păcat că niște goluri l-au oferit din fază de genul ăsta. Hai, asta e. Nu-i nimic, nu-i nimic, crede-mă înainte, nu contează, nu contează cât e scorul. Doar un gol diferență, putem să revenim. Analiză VAR, dar nu cred că... Nu prea văd ce ar fi fost. E verificare la VAR, dar mi-e greu să cred că a fost ceva. Ar fi cool.
Ia să vedem. Arbitru așteaptă, nu se știe ce a fost. Se verifică ceva acolo. Se stă ceva, se stă ceva. Bă, nu știu, se așteaptă puțin. Ar fi o speranță, dar nu vreau să mă bucur degeaba. Arbitru așteaptă. Așteaptă din camera VAR, se stă prea mult. Dacă îl vedem pe arbitru că pleacă la VAR, înseamnă că e gata. Nu e gol. Hai să vedem. Da, cheamă-l băi nene la VAR. Dacă e VAR, cheamă-l la VAR. Probabil se trag niște linii, o fi fost un offside sau ceva. O poziție suspectă de offside, se trag niște linii și probabil de asta se așteaptă așa de mult. Hai să vedem. Atenție, VAR! Asta poate să fie o injecție de moral pentru noi rapidiști, atât pentru jucători cât și pentru public. Cred că putem să marcăm noi acum, pentru că avem aripi. Haide, mă! Bravo, bravo, Moldo! Bravo, bravo, Moldo! Doamne, noroc cu moldovan, că... Mamă, ce gaură la noi în apărare! Incredibil! Dar ne scoate Moldo cumva! Pauză pe Giulești, 1-1, Rapid, CFR, am jucat pe alocuri bine, pe alocuri mai puțin bine, dar asta și din cauza faptului că cei de la CFR au numai jucători foarte înalți, e foarte greu să sar la cap cu ei, toate fazele fixe pe care le au sunt foarte, foarte complicate și de-aia trebuie să avem mare grijă pentru că orice centrare pe sus e nasoală. Ideea este că putem să-i batem, putem să-i surprindem. Cu cât sunt mai înalți, cu atât pot fi mai ușor de surprins dacă pune mingea jos. Foarte simplu, ăsta e fotbalul.
un fundaș înalt întotdeauna va fi mai ușor de surprins la combinații, la undoiuri, la dribblinguri, fase pe jos când pune mingea la pasa gazonului. Fraților, nu uitați, dacă chiar vă place, indiferent de rezultat, indiferent de absolut orice, dacă chiar vă place vlogul ăsta, dați și voi un like și un subscribe acolo, să creștem și noi, să fim și mai mulți, să avem putere și mai mare, pentru că împreună suntem o forță. Rapid este aici, aici în Giulești. Hai să vedem repriza a doua. Hai, Ionita. Dragmarii, ce aulă, bravo. Ce bine și-a făcut mingea asta, Dragmarii, foarte, foarte bine. Haide-mă! Pierde tribuna! Și steagul tutură! Hai că știi cu mingea! Da! Da! Ai pus-o! Nu-i nimic! Bravo! Bravo, Fusu! Dar ce pas îi dă! Ce pas îi dă la Mani! Ia vezi, tot! Ia vezi! Și... Haide! Haide! Ionita! Meciul tău, Ionita! Meciul tău, tată! Meciul tău! Hai, cuia, tău! Nu l-ai jucat! Ia! E acum! Nimic!
du-te, 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 hai! Ajungem la nebun, jur! Incredibil, incredibil! Păcat, s-au irosit două, trei ocazii mari de tot! Du-te, du-te, du-te! Bravo, bravo, bravo! Hai, hai, hai cu Petrila, cu Petrila, da, 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 hai! Hai, Petrila, hai! Îl faci, îl faci! Ia vezi, ia vezi! Hai, nu-i nimic, nu-i nimic! Sian, Sian! Oh! Bravo, bravo! Bravo, bravo, ești, băi! Rapid, joacă fotbal, băi, fotbal! Hai, Rapidul, hai, Rapidul, hai, Rapidul, hai, hai, Rapidul, hai, Rapidul, hai, hai, Rapidul, hai, Rapidul, hai, frumos, joacă cu sufletul Petrila, excelent, minunată bandă stânga ne-a luat, forță! E meciul nostru oricum. Sunt minutele de final, momentele de final. E meciul nostru, clar. Am jucat mult mai bine. Putea să fie 6-7-1.
bravo! Mă, bine, mă, bine, mă, bine. 3-1, mă, ce vrei mai mult de atât? Rapid câștigă în seara asta după un meci fabulos în care putea să fie 6-1. Nu se supăra nimeni, 7-1. Am jucat cu dăruire. Asta înseamnă să joci fotbal. Asta înseamnă emoție adevărată transmisă suporterilor. Ăsta e Rapid, mă, cea mai frumoasă echipă din România. Fraților, v-am arătat atmosfera de pe Giulești. Indiferent cu ce echipă țineți, n-aveți cum să nu apreciați ce se întâmplă aici pe Giulești. Cea mai frumoasă galerie, cel mai frumos public în general, cu oameni de calitate, oameni care vin din dragoste, din pasiune pentru Rapid, pentru echipa pe care o iubesc. Fraților, nu uitați, mă găsiți și pe TikTok, aveți linkul în descriere. Mă găsiți de asemenea și pe live-uri, pe canalul Jepcare în CH. Și dacă vă place cu adevărat, nu uitați să dați un like și un subscribe, mă ajută și pe mine foarte mult dacă sunteți rapidiști adevărați și dacă iubiți ceea ce fac eu. Mircea Pavel, a.k.a. Jepcar, vă mulțumește, v-am oferit un vlog minunat, vă dau cu pace! Băi, frate, e nebunie acolo, jur! Mircea, tu ești! Stai mă câteva să intri mai